Bine ați revenit pe Hai la Film! Astăzi vă voi arăta un film epic de acțiune indian din 2015 numit Bahubali, începuturile. Luați-vă popcornul și relaxați-vă pentru un nou rezumat fain. Filmul începe cu o femeie care se luptă să fugă în timp ce poartă un copil, în timp ce doi bărbați o urmăresc. În timp ce apa o ține la suprafață, ea îl roagă pe Lordul Shiva și se târguiește să ia viața în schimb, dar copilul trebuie să trăiască pentru a urca pe tronul lui Maharishi. Mai târziu, oamenii au văzut-o încă ținând copilul sus. Când bărbatul ia pe băiat, ea arată cu degetul în sus și se lasă scufundat în apă. În apropiere, ei văd cadavrele acelor bărbați care au urmărit-o și au concluzionat ce s-a întâmplat. Apoi, ei văd o peșteră care se leagă de vârful muntelui pentru prima dată. Bărbatul presupune că trebuie să fie semnul ei să ducă copilul acolo. Seng, care poartă copilul, se înfurie, susține că băiatul este trimis la ea de zeița râului și ordonă să se închidă imediat peștera. Ani mai târziu, băiatul întreabă de vârful muntelui și devine interesat să urce acolo, așa că îl sperie pentru a evita să urce acolo. Pe măsură ce Shiva îmbătrânește, el persistă să urce pentru a ajunge în vârful muntelui, pentru sute sau mii de încercări. Între timp, mama lui urmează sfatul înțeleptului de a face ritualul colectând apă din cascade și turnând-o în mod repetat pentru a-l face pe Lord Shiva să răspundă la rugăciunea ei, în principal pentru a opri fiul să se urce. Spre supărarea lui, ea îl confruntă pe înțelept și zdrobește reprezentarea de piatră a domnului Shiva, care șochează pe toată lumea. El duce piatra până la cascade, iar oamenii îl urmăresc cu uimire. După ce se bucură, găsește o mască de lemn căzută de sus. Apoi, mama lui Shang este încântată și recunoscătoare înțeleptului că rugăciunile ei au primit un răspuns. Cu toate acestea, atenția lui este acum distrasă către masca de lemn. Shiva este prea curios despre masca de lemn și scopul ei. În mod neașteptat, a creat o față pe nisip folosind masca de lemn și continuă să completeze imaginea unei femei. Apoi, aleargă spre cascade unde l-așteaptă o femeie superbă. Apoi, el o urmează și se confruntă cu diverse obstacole unde femeia se arată și dispare simultan. O urmărește continuu, ceea ce îi pune la încercare determinarea și perseverența. În mod neașteptat, în timp ce o urmărește pe femeie, ajunge în sfârșit în vârful muntelui. Între timp, vede o femeie pe nume Avantika, urmărită de bărbați. Apoi îi urmărește, se ascunde și îi vede uciși unul câte unul. Avantika vede un colier remarcabil purtat de unul dintre ei. El se ascunde și o urmărește pe Avantika și pe alți bărbați până la ascunzătoarea lor. Apoi ea raportează șefului lui despre proprietarul colierului, deoarece acesta a atins martirul. Se înfurie pe șeful lor când unul dintre oamenii lor încearcă să verse lacrimi. El le amintește de jurământul lor și că regina lor, Devasna, este întemnițată. Apoi își poartă masca de lemn și își recită angajamentul. După aceea, Avantika se întreabă dacă pot cere ajutorul lui Kapa, deoarece este un om bun, dar șeful crede că Kapa este un sclav al tronului din Maharishi și nu-i va putea ajuta. Între timp, un bărbat pe nume Slam susține o sabie pe care Kapa o refuză. Asta îl declanșează pe Slam și îl provoacă să testeze sabia pentru un duel. El este uimit de Kapa și este surprins să știe că este sclav. El se oferă în schimb să-și cumpere libertatea, dar Kapa este un slujitor loial și crede că cuvintele lor trăiesc chiar și prin strămoșii săi, care și-au luat angajamentul de a servi tronul. În acea noapte, când femeia a băgat mâna în apă, soarele o pictează cu o pată de cerneală fără să fie observată. Apoi Avantika se grăbește la întâlnire. Șeful o numește pe Avantika în planul de salvare a reginei. Cu toate acestea, șefa observă desenul de pe mâna lui, care indică concentrarea ei pe frumusețe. El este pe cale să o respingă când ea își folosește lacrimile pentru a-și simboliza dorința extremă și demnitatea și pentru a-l face pe șef să simtă sinceritatea ei. Scena arată regatul în care bărbații sau războinicii chinuiesc oamenii, apoi este regele pe nume Baladeva. Taurul alunecă brusc din steang și fuge spre Baladeva. El luptă cu taurul pentru a-și dovedi puterea, totuși, pe măsură ce iese din zonă, taurul este pe cale să atace din nou, când Kapa aleargă spre el și îi pune viața în pericol. Totuși, Baladeva reușește și învinge taurul, în timp ce Kapa este rănit. Baladeva laudă pentru loialitate. În schimb, lasă să ceară orice dorește. Așadar, Kapa dorește să o elibereze pe regina de Vasna, care a fost ținută captivă timp de 25 de ani și a acceptat dorința, dar trebuie să o omoare ca formă de liberare. În caz contrar, va fi ținută acolo până va muri. Devasana este încătușată, regele Baladeva o disprețuiește. El își exprimă ura față de ceea ce a făcut regina în trecut. Pentru că a ales un alt bărbat în locul lui, care nici măcar nu o poate ajuta în acest moment, declară că Maharishi l-a uitat pe acel bărbat. După aceea o lasă simțindu-se devastată. Seara, Devasana se face singură ocupată să ridice crengile copacilor de pe pământ. Apoi Kapa vine, convingând-o să accepte să fie eliberată, dar ea refuză deoarece crede că fiul ei va merge și va fi cel care o va elibera. Toți cred că fiul ei a murit, dar ea este hotărâtă. În mod neașteptat, Kapa o pune să culeagă crengi ca o femeie nebună. Spre surprinderea lui, ea dezvolie că este un rug funerar pentru Baladeva. Între timp, Avantika s-a întors la râu să prindă persoana care i-a tatuat mâna în acea noapte. Ei plănuiesc să-l caute. Avantika este poziționată în copac fără să știe că
bala este în spatele ei. Apoi, el eliberează un șarpe pentru a o opri să se miște în timp ce o tatuează pe umăr fără să fie observat. Ulterior, femeia își observă umărul, ceea ce o provoacă să caute vinovatul. În timp ce Shiva stă în fața unui foc de tapără, prefăcându-se că vorbește cu Avantika prin masca de lemn, deodată Avantika vine să o atace. L-a prins și l-a întrebat cine este. Ei se pare de necrezut că ar putea urca muntele, deoarece este imposibil. Shiva folosește cuvinte înflorite care îl surprind, dar ei continuă urmărirea. În timp ce ea vrea să-l rănească, Shiva intenționează să-și dezvăluie celălalt sine pentru a vedea cine se află în spatele măștii. Mai târziu ea este mișcată de Shiva când descoperă scopul lui de a merge acolo pentru a o găsi și a aduce masca de lemn pe care a o pierduse. Ei se complac în impuls, făcând dragoste și apreciindu-se, apoi înapoi la realitate. Avantika ridică o floare și îl vede pe Shiva inconștient, apoi îl părăsește. Din păcate, în timp ce mergeau, unii bărbați o capturează și o rănesc. Când un alt bărbat este pe cale să o taie cu un cuțit, Shiva vine să o salveze. În timp ce se luptă cu bărbații, unul dintre ei îl recunoaște, numindu-l domn și cerșind iertare. Când observă că vin mulți bărbați, îi furg repede și îi urmăresc. Shiva aruncă o piatră uriașă care provoacă o avalanșă de zăpadă în care unii dintre acești bărbați cad, iar el ia o parte din trunchiul copacului pentru a aluneca în siguranță. Când soarele a răsărit, Avantika îi cere iertare pentru ceea ce a făcut, ceea ce Shiva acceptă imediat și proclamă unirea lor ca iubiți, împărtășirea obligațiilor și tot. El promite să o salveze pe Devasana chiar și fără să o cunoască, așa cum este scopul lui Avantika. După cum a promis, Shiva s-a repezit în regatul unde Devasana a fost luată captivă. Ei au un eveniment de ridicare a statuii de aur a regelui. Devasana poate simți prezența fiului ei chiar și fără să-l vadă încă. Pe măsură ce ridică statuia, oamenii sclavi sunt deja slabi și nu o mai pot ține. Statuia este pe cale să cadă peste muncitori când Shiva apucă frânghia într-o clipită. Încă o dată puterea lui a uimit oamenii. El preia conducerea și trage de frânghie pentru a ridica din nou statuia. Vântul suflă și dezvăluie fața pentru o secundă. Unul dintre sclavi îl recunoaște și rostește Vali, apoi ceilalți îl urmează și strigă numele în timp ce trag de frânghie. Regele și alții se înfurie și sunt curioși în legătură cu numele pe care îl aclamă. În același timp, Devasana se simte încântată în timp ce oamenii continuă să se bucure de numele fiului său, în timp ce ridică statuia, ceea ce îl declanșează pe regele Baladeva. Între timp, Sang și oamenii îi caut pe Shiva. Ea își face griji cu privire la dispariția lui după ce a ridicat idolul domnului Shiva. Avantika îl convinge pe șef să aibă încredere în ea și Shiva în salvarea reginei Devasana. Regele Baladeva este încă deranjat de ceea ce au făcut oamenii mai devreme, de parcă ar fi fost statuia din Bali, deci ei se întreabă ce a îndemnat pe oameni să o facă. Între timp, Shiva se deghizează în unul dintre războinici. Regele îl întreabă cine a fost primul care a rostit numele de Bali. Când nimeni nu recunoaște, Shiva se prezintă, dar se preface că se împiedică accidental și dă foc locului în timp ce înaintează. În timp ce pleacă, regele îl recunoaște ușor și le ordonă să-l prindă. Devasana se bucură să-și vadă fiul alergând spre ea. El este atacat de tone de războinici, dar este concentrat pe scopul său de a salva regina. El folosește carul pentru a scăpa. Este aproape un succes. Din păcate, îi așteaptă o capcană prinzându-i din nou. Era dimineață, iar ei erau ținuți captivi. O vede pe mama sa, Devasana, fiind torturată, ceea ce îl înfurie. O face să riposteze și eliberează furia. Este aproape să-l omoare pe prinț când capa vine să-l salveze. Se luptă între ei continuu, apoi Avantika și războinicii vin să o vadă fericită pe Devasana. În același timp, războinicii de cealaltă parte vin să o ia pe Devasana, așa că se repezesc unii spre ceilalți, venind dintr-o parte în alta. În timp ce la mijloc, Seng și oamenii săi ies simultan șocați de ceea ce văd. În timp ce prințul încearcă să scape, el apucă sabia lui Mahasania, care ar trebui să fie pentru Kappa și îi taie capul prințului. Toți oamenii sunt în stare de șoc. Kappa este înfuriat de acest lucru și se grăbește spre Shiva, dar este foarte surprins când îi vede fața și laudă brusc numele de Bali, unde toți oamenii îngenunchează succesiv. Atunci Kappa îi pune piciorul pe cap ca respect. A doua zi Kappa le mulțumește părinților adoptivi ai lui Shiva. Shiva simte că ceva nu este corect. Este cu adevărat curios despre sine. Apoi Kappa dezvăluie cât de important este el și povestește istoria regatului și a strămoșilor lui. Din cauza dizabilității fizice, fiul mai mare din familie a fost încoronat. Regina care era însărcinată a murit, iar Maharishi îi deplânge asta. Fiul mai mare, soția lui Vijayaladeva și Vagami a luat regatul. Regina a murit și au putut să-și alveze fiul. În timp ce regatul este în doliu, oamenii plănuiesc să se revolte pentru a prelua tronul împotriva lui Shivagami. Între timp, Shivagami îi poartă pe cei doi băieți și declară șansa ca amândoi să fie regi. Pe măsură ce trece timpul, ei îi antrenează pe băieți și sunt martori ai capacităților lor. Ei pot vedea cine are mai mult potențial. Pe lângă puterea sa fizică, prințul Bali dă dovadă de compasiune și este cu picioarele pe pământ. Cu toate acestea, ei cred că amândoi au o putere egală, ceea ce face ca regina să decidă mai greu și să se confrunte cu conflicte. Sacata lor de încredere le-a furat secretul militar. Cei doi prinți au dus să-l găsească în regatele lor vecin și l-au găsit într-o groapă de hoți, unde hoții și ucigașii s-au adunat împreună. Apoi, celălalt prinț a profitat de loc, s-a bucurat de moment, a necat pe toată lumea cu băutură și s-a bucurat de compania femeilor. Au
l-au găsit cu succes bărbatul. A încercat să sară în loc să fie torturat, așa că Bali a vrut să-l împiedice, în timp ce Bala i-a lăsat să cadă pentru a-l ucide pe Bali. Deodată Kappa și alți bărbați au venit, așa că nu au urmat planul său și l-a salvat Bali în schimb. Ei plănuiesc să atace regatul căruia Sakata i-au vândut secretele militare, regatului Kalakia, care este brutal. Ei continuă cu planul lor de a ataca și de a-și apăra regatul împotriva dușmanilor. De asemenea, au profitat de această șansă pentru a-i ajuta să decidă cine va fi următorul rege care va ucide cu succes pe șeful inamicului. Kappa a observat că repartizarea armatelor și a uneltelor era inegală și l-a favorizat pe Bala. Vine ziua bătăliei, armatele s-au adunat la locurile lor și i-au introdus pe cei doi prinți făcând ritualul înainte de război. Bali și-a arătat compasiunea încă o dată, neconformându-se să ofere un animal nevinovat. Înainte de a începe bătălia, s-au confruntat cu șeful opoziției, care și-a pronunțat planul dacă nu va fi ucis de prinț, ceea ce a înfuriat-o pe regină. Apoi a început bătălia. Toți și-au adunat armele și s-au poziționat pentru a ataca. În timp ce armatele masive ale inamicului alergau spre el, prințul Bala a făcut semne și a folosit armele cu rază lungă de acțiune și a bombardat. Apoi Bala și-a făcut planul și a trimis pânza să acopere inamicii, arăzându-i de vii și scăpând de mulți dușmani. Dușmanii au continuat să înainteze, s-au apropiat și cei doi prinți și-au certat cu dușmanii. În timp ce Bali își folosește puterea, sabia și arcurile pentru a-i ucide pe inamici unul câte unul, Bala are avantajul de a folosi un instrument avansat pentru a-i distruge pe mulți. Ei și-au văzut oamenii fiind folosiți ca o baricadă când au ajuns la locația șefului. Bali a reușit să-i salveze în timp ce atacă inamicii în comparație cu Bala, care continua să-i atace, dăunând oamenilor lor nevinovați. Între timp, inamicii i-au atacat apărarea și i-au ridicat steagul. Dușmanii și-au făcut drum și au ucis mulți dintre războinicii lor. Aproape că își pierdeau speranța când Bala i-a înconjurat cu discursul său plin de înțelepciune. El le-a revitalizat spiritul pentru a continua lupta și a arătat inamicului mânia lor. Au continuat să atace inamicul și în cele din urmă au ajuns la șef. Bala a căzut pe carul său când șeful l-a lovit, așa că Bali s-a întors spre el. S-a luptat cu șeful și a aruncat oamenii asupra lui. Ei au continuat să se duelească și aproape că l-au ucis pe șef și l-au târât, ceea ce a făcut ca poporul său să se retragă. Când era pe punctul de a-l ucide pe șef, Bala a preluat conducerea și l-a mângâiat în schimb pentru a-i fura meritul pentru uciderea șefului. Imediat după aceea, regina și-a programat fiul, Bala, comandant al forțelor armate, în timp ce Bali era rege, ceea ce a uimit oamenii alături de alte regate. Se pare că decizia reginei a fost fără prejudecăți. Ea a cântărit clar considerațiile pe care Bali le-a potrivit ca om drept, apoi flashback-ul s-a încheiat. După ce au auzit această poveste, Shang și oamenii lor au fost complet uimiți și au sperat să-l vadă pe Bali. Cu toate acestea, Kappa dezvăluie că Bali a fost înjunghiat în spate, fizic și literal, de unul singur. Sfârșitul a dezvăluit că Shiva este fiul pierdut al marelui Bahu, Bali, omul puternic și drept. Între timp, loialitatea surprinzătoare a lui Kappa de a sluji nu s-a odihnit pentru poporul lui, ci chiar și pentru trădătorii regatului, ceea ce l-a făcut să devină unul dintre ei, ca slujitor ucigându-l pe regele Bali.